Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Suntem de nou împreună cu Nicoleta. Încercăm să facem tema pentru a doua zi. Să știți că știți foarte bine, la clasa a șasea urmează să dați acest test, acel examen, nu? La sfârșitul anului, nu știu ce se dă. Se dă oricum ceva în care... O testare. Da. O testare prin care vrea să se vadă nivelul la care vă aflați voi. Ăsta e obiectiv. Și nu se trece în catalog. Și asta este o mare greșeală. Dar am să vă spun un lucru, Nicoleta. Nu se trece în catalog acum, anul ăsta. Da, da. Dar începând de anul următor se va trece în catalog, pentru că așa va fi, ăsta va fi un prilej de a constata cam care este nivelul școlii din 2 în 2 ani și să-i întrebăm pe profesor ce au făcut cu voi. Deci unul din motive este și acesta. Mă rămâne etapa asta în care pe tine să te cointereseze. Adică și tu să știi că trebuie să tragi, că tragi pentru tine. Deocamdată, ca elev, încă nu ești conștient de asta. Eu am făcut un lucru, se află acolo pe internet la Prof Online, proiect de salarizare a bugetarilor. Și, dragilor, am legat acolo sau în altă parte, nu mai știu unde, oricum, de la Societatea Albinilor la Societatea Societatea Românească, parcă am zis acolo, un alt film, în care vorbesc despre cointeresarea celor doi factori, elev, profesor. Pentru că amândoi deocamdată se așează unul fața celuilalt pentru a se produce actul didactic, acest minunat lucru care înseamnă învățarea celui care știe pe cel care nu știe. Dar amândoi sunt dezinteresați, niciunul nu înțelege care e rostul acestei activități, dacă merită sau nu. Și din dezinteresul lor, ce este nimic. Așa că trebuie să spun că este un început ăsta prin care se va constata cam ce se întâmplă acolo după un an de zile. S-a mers cu forma ușoară. Nu trecem notele în catalog. Ce bine ai spus tu. Ce bine că nu trec notele în catalog, adică nu te afectează. Asta este pentru tine. Nu, mesajul este că nu mă afectează. Ia o chestie acolo, e treaba lor. Ei fac ce știu, noi facem ce știm. Fac ceva acolo și noi facem ce știm. Adică nu facem mai nimic. Spuneai, Nicoleta, că am trecut la procente, da? Deci capitolul nou este acesta, procente. Eu am să țin în cartea din nou. Da, eu am ceva aici. Oai. Bine. Să merg cu... Tu propui să facem exerciții, trebuie să mergem la exerciții, mă interesează partea teoretică, da? Eu zic că eu pot să mă ghidez după asta la exerciții. Bun, hai. Prima chestiune este procent, da? Procent este capitolul. Procent 2, chiar așa este aici notat. 2, 1, care înseamnă procent. Se numește raport procentual, un raport de forma P supra 100. E o definiție seacă, nu înțeleg deloc rostul, te apuci așa, această definiție. Dar eu aș începe așa. Tu ai auzit exprimări de tipul: oare ce șansă am eu acum să fiu ascultată la matematică? Am 10%, zici tu, la clasă că te duci. Pentru că tu ai interesul să scapi și ora asta. Tu știi că ai două note la matematică, știi forma de pe care o practică profesoara este aceea de a asculta copiii care nu au note, care nu știu ce, și tu ți-ai făcut în mintea ta, ți-ai stabilit un anumit, ți-a avut un calcul prin care să constați dacă tu ai sau nu, dacă asupra ta există sau nu pericolul de a te asculta. Deci 10% sunt șanse, adică 90% nu. Stai liniștită, n-am nicio treabă. La geografie, la fel, sau la române, sau la știu alt obiect. Ce înseamnă procentul? Adică dacă ar fi 100%, ce ar însemna? După tine, ce ar însemna 100%? Că
nu scăpsezi la tabă. Nu mai ai nicio altă scăpare. 100% îți scăpsezi. Că vorbim foarte des în limbaj, nu? 100% mi se întâmplă asta. 100% se întâmplă chestia asta. Adică fără nicio șansă, nicio scăpare numai din toată chestia asta. Când ai zis 10%, adică din 100 de posibilități, doar 10. Dacă ar fi fost, să spunem, dacă în clasă ar fi 100 de elevi, doar tu te-ai aflat în cei 10 care n-ar putea să fie ascultați. E, și atunci spune, 90 trebuie să fie, dar noi fi eu chiar acolo. Da? Deci de aceea tu trebuie să, prin procentaj, înțelegi, de fapt, un raport. Încât numitorul, la o fracție ce spune numitorul? În câte părți împărțim? Și numitorul spune câte părți de cele ei. Da. Acum spune clar în câte părți împărțim. În 100. În 100 totdeauna. Procentajul ăla la asta se referă. Împărțim întregul acela în 100 și luăm atâtea cât ne spune numărătorul. Deci procentul înseamnă raportul dintre 100 de posibilități, dacă ar fi să mă gândesc la probabilități, 100 de cazuri, cum erau acelea? Posibile și cazurile favorabile erau acelea de la numărător, nu? Da. Ei, tot o raport era așa acela. Dar acum totdeauna numitorul este același tot timpul. Numitorul este 100. Deci 100. Iar numitorul totdeauna, numărătorul este totdeauna mai mic decât 100, da? Totdeauna fracții subunitale vei găsi. 3%. Adică 3 pe 100. Asta trebuie să înțelegi. Și acum, hai să ne apropiem de definiție. După ce am discutat chestiile astea, să ne apropiem de ce spune. Se numește raport procentual. Un raport de formă. P supra 100. P supra 100. Raport procentual. Eu sunt foarte tare pornit împotriva ceea ce înseamnă niște definiții aruncate fără să fie explicate, fără să le înțelegi. Dar acum, după discuția purtată, înțeles că se face legătură cu ce am discutat mai înainte. Deci raport procentual este o fracție în care numitorul totdeauna este 100. Ei, scrierea asta P supra 100 îți mai scrie și sub forma asta P la 100, parcă nu? Da. P la 100. Cam așa ceva vă amintesc că se scrie. Asta sunt forme pe care le-am adoptat noi ca mod de scriere. Ori scrii P supra 100, ori scrii P folosind slash-ul ăsta și cu cele două cerculețe. Raportul procentual P supra 100 se notează, uite, chiar spune, se notează și cu P la 100, se citește P la 100 sau P procente. P procente. Deci ori spun P la 100, ori spun P număr de procente. 3 procente. Ori scriu așa 3%, ori pronunț 3 procente. Da? Există forma asta de exprimare. Bun. Am înțeles ce înseamnă raport procentual. Mergem mai departe să vedem altceva. La ce se referă ce altă noțiune spune autorul. Aflarea lui P la 100 dintr-un număr. Deci prima problemă, 2-2, aflarea lui P la 100 dintr-un număr. Număr. Aflarea, așa, P la 100 dintr-un număr. Din X. Dintr-un X, un număr cunoscut. Da? Dintr-un număr. N-am spus la ce număr. Un număr oarecare. Da? Pentru a calcula P la 100 dintr-un număr A, se înmulțește numărul A cu P la 100, adică se efectuează operația P la 100 ori 100. Nici asta nu-mi place. Nu-mi place pentru că să dau niște lucruri abstracte. Și tu, ca elev, n-ai decât să memorezi aceste lucruri așa. Dar trebuie să vedem din partea practică. Adică, ce ar însemna 3%
dintr-un întreg. Un întreg pe care îl luăm noi, dintr-o anumită cantitate. Ce înseamnă 3% din 100 de lei? 3% din 100 de lei? Da. Păi 3 supra 100 ori 100, nu, ori x egal cu 100. Păi nu, nu mecanic, nu vezi ce vreau să fac eu? Eu vreau, tu fugi la definiția ceea ce ai făcut prin clasă, nu știu ce, dar n-ai acum răbdare să înțelegi. Ce înseamnă 3% din 100 de lei? 100 minus 3%. Nu, o secundă. Dacă eu îți cer 3% din 100 de lei, înseamnă că întregul este 100 de lei. 100 asta o împarți în 100 de, nu? De părți. Și ce înseamnă? 3. Și e doar 3. Ce înseamnă 100 de lei dacă împarți la 100? Cât vine? 100 împarți la 100? 1. 1 leu. Și e din câți lei din ăștia? 3, spunea la. Deci 3% dintr-o 100 înseamnă, de fapt, echivalent cu a scrie că e vorba de faptul că 100 se împarte, asta trebuie să înțeleg eu, înseamnă 3 supra 100 din 100. Adică întregul se împarte într-o 100 de părți, care cantitatea aceea, numărul ăla se împarte în 100, numărul pe care l-am la dispoziție, 100 de lei, împart în 100, că așa întotdeauna trebuie să împarte în 100, că numitorul spune tot timpul într-o 100 să împart, da? Și dacă împart pe 100 de lei în 100 de diviziuni, la 100, înseamnă un singur leu. Și eu dau 3 din aceștia. Deci te iau 3 lei, da? 3 lei. Deci, cu alte cuvinte, 3 supra 100 din 100 e ca și cum ar spune că înmulțesc pe 3 supra 100 cu 100. Deci, întregul tot îl împart, ăsta este, într-o 100 de părți și pe mine urma 3. Dar la mulțire două fracții, 100 cu 100 se simplifică și face 3. Deci este egal cu 3. Nu vine așa? Deci la mulțire, 100 cu 100 s-a simplificat și mi-a rămas 1, 1, 3 ori 1, 3, 3. 3 lei e mult. Foarte simplu. Deci corespunde. Da. Deci corespunde realității. Da. Aceea că 3% din 100 înseamnă 3 lei. Insist acum, cât face 7% din 500? 7% din 500. 500? Da. Păi 7 supra 100. Da. Ori 500. Da. Păi 500 dă numitorul 1. 100. Cu 500 se simplifică prin 100. Stai, 7 pe 5. Păi 5 au rămas la numărător. Da. Și 7 tot la numărător și vin 7 ori 5? 35. Deci 7% din 500 e echivalent cu 7 pe 100 înmulțit cu 500. Înmulțit, atenție, da? Da. Să spuneți că numitorul e 1, nici nu trebuie să mai... 100 cu 500 se simplifică și rămâne 5 și vin 5 ori 7, 35. Deci 7% din 500, e de parcă aș fi împărțit tot întregul de 500 în 100 de părți, totdeauna în 100. Deci la procentaj, totdeauna întregul ăla care l-ai la dispoziție, îl împarți în câte am spus? Îl împarți în 100. Într-o 100 de părți, de segmente, de unități. Într-o 100, neapărat.
Ei, împărțit pe 500 la 100 înseamnă câte 5 în fiecare porțiune de cereale, da? 5. Cum tu iei cât de așa, câte unități de așa? 7. 7 ori 5, 35. Așa trebuie să înțelegi. Sigur că acum, după câteva exemple, îți dai seama că pe la sută din X, echivalent cu a spune că îi vine pe supra 100 înmulțit cu X. Așa am făcut de fiecare dată, mulțit cu X. Și înseamnă, de fapt, X supra 1 pe ori X supra 100. Asta e rezultatul. Și acum am înțeles că, de fapt, e vorba de a înmulți pe supra 100 cu X-ul respectiv. Ia să vedem ce ne-a spus în definiție. Ce ne-a spus autorul aici. Pentru a calcula pe la sută dintr-un număr A, noi am zis din X. Păi din X, da, am zis din X pentru că așa am avut și în clasă de asta. Păi nu are importanță din X sau din Y, da, sau din Z sau din A sau din B. Asta e importanță, deci dintr-un număr. L-am notat eu cu X, ca așa mi-a venit să-l zic X. Dar autorul vorbește dintr-un număr A. Pentru a calcula pe la sută dintr-un număr A, se înmulțește numărul A cu P supra 100, adică se efectuează produsul P supra 100 ori A, mai am spus, ori X. Deci, insist, autorul vine cu definiția, dă definiția asta, tu trebuie să o aplici, dă exemplu, dar nu înțelegi deloc de ce. Invers, dacă am venit dinspre latura practică, înțelegem cam ce înseamnă fenomenul ăsta, a afla fracția dintr-un întreg, înseamnă întregul acela, să-l împarți în 100 de bucăți și tu iei atâtea cât te spune numărătorul. La urma urmei înseamnă mulțire. Nu? O mulțire între P și X. P și X supra 100. El spune așa, dă definiția întâi și pe urmă face partea practică. Eu nu sunt împotrivă și spun, mergem spre practică, spre teorie, că ce bine e, mult mai ușor înțelegerea. Ce înseamnă încă o dată? Ce înseamnă 13% din 70. În calcul 13 supra 100. Deci echivalent va spune 13 supra 100. Ori 70. Și asta înseamnă ce? Se simplifică 10 cu 100. 70 cu 100. Prin 10. Da. Și tăiem un 0. Că asta înseamnă. Tăiem un 0. Și egal cu? Egal cu 7. Ori 13 sau 13 ori 7 supra 10. 13 ori 7 supra 10. Și care înseamnă cât? 91 supra 10. Iar cum se împarte un număr la 10, 100, 1000? Se mută virgula înspre stânga. Da? Zici stânga? Stânga. Aștepți la mine să vezi dacă sunt dreapta. Nu, mă gândeam că n-am mai făcut de mult. Păi vezi ce înseamnă matematica? Matematica înseamnă antrenament, egheșițiu. Zi de zi. Fără o zi. Nu se poate o zi fără matematică. Asta trebuie să înțelegi tu. Virgula unde este aici? După 1. Deci la împărțire trebuie să te gândești că e mai puțin. Și fiind mai puțin, de aceea la stânga. La înmulțire trebuie să fie mai mult. Și de aceea se mută la dreapta. Da? Deci aici e după 1, ia. Și atunci vii spre stânga și înseamnă 9,1. Da? 9,1. Asta înseamnă 13% din 70. 9,1. Dacă avem informațiile clare, din urmă, ne vine ușor. Dacă nu, nu. Nu, nu avem cum să ne descurcăm. Deci, fii atent că acum am insistat pe problema asta și anume aflarea lui P la sută dintr-un număr. Înseamnă, de fapt, să mulțim raportul respectiv,
100. Pe n supra 100 cu numărul respectiv. Simplu. Da. Acum e clar. Asta înseamnă să p supra 100 mulțit cu numărul respectiv. Bine. Să mergem mai departe și să vedem o altă problemă. Ce problemă ai tu pe căițel acolo după ce ai aflat p la 100 dintr-un număr? 2, 3. Ce altă problemă este? P la 100 dintr-un... Asta e prima problemă. Deci vezi, am aflat... Apoi am aflat aflarea unui număr când cunoaștem p la 100 din el. Deci, acum, atenție multă, e foarte, foarte tare chestia, dar trebuie să ai în minte lucrurile clare. Până acum, îți dădea numărul și îți spuneam, află 3%, 15% din numărul respectiv. Acum spune, știu cât reprezintă din numărul respectiv pe la 100. Care este numărul? Deci nu este cunoscut numărul, ci să știe valoarea procentului. Insistă că dacă n-ai fost atentă și eu, știi bine că nu pot. Deci eu nu pot continua lecția dacă nu te simt că ești participantă lângă mine. Deci, în exercițiul de mai înainte, aflarea lui pe la 100 dintr-un număr, eu îți dădeam numărul și tu aflai procentajul. Adică ce făceam? Spuneam, 7% din 50. Îți dădeam numărul, 50. Cât este acum? 7% din 50 egal cu... Vorbește. 7 supra 100 da. Ori 50. Da. 50 cu 100 se simplifică prin 10. Da. La 100 rămân 10. Păi cum? 10? Chiar prin 50 merge. A, 2 și 1. 2. Da. Și aici atâta. Și vine 7 pe 2. 7 pe 2 care înseamnă cât? 3,5. 2, 7 de 3 ori, 3 ori 2, 6. Rămâne 1. Bă, da, 3,50 cu 3,50 nu fac 7? Da, păi, hai să luăm la, pe partea practică. Totdeauna te invit să înțelegi. Nu te duci acolo și faci 7 împărțit la 2. Gândește-te și pe invers. Chestiunea practică. 3,50 cu 3,50, 3 cu 3 fac 6, 50 bani cu 50 bani faci 1 leu. 7. Simplu. Caută-ți corespondent de fiecare dată în practică. Ca să înțelegi foarte repede lucrurile. Așadar. Acum nu-ți mai dau pe 50. Îți dau numai pe 3,5. Și spun așa. 7% din X, nu știu, egal cu 3,50. 3,5. Cine este X? Întreb. Cine este X? Deci nu-ți mai indic numărul și să găsești tu procentul. Îți dau rezultatul. 7% din X este atât. Cine este numărul respectiv? Mai ne ce ți-am făcut? Ți-am dat numărul și te-am întrebat cât reprezintă 7% din numărul ăsta. Și ai spus 3,5. Acum ce fac? Îți dau rezultatul și nu ți-l mai dau pe ăsta. Da? L-am acoperit pe ăsta. L-am notat cum pe ăsta? L-am notat cu X. Și tu trebuie să-l găsești pe X-ul respectiv. Adică cât trebuie să-ți dea X-ul? 50. Adică 7 supra 100 ori X egal cu 3,5. Așa, credeam. De 7 supra 100 ori X egal cu 3,5. Echivalent. Cum aș spune 7X supra 100 egal cu 3,5. O să mai scrie 3,5. 35 supra 10. Echivalent cu a spune 7x, vorbește tu, 7x supra 100. 7x supra 100 egal cu, simplificăm prin 5. Da. Dar ți-ar bine ar fi să amplificăm cu un 10 ca să fie egalitate la numitori.
Și vine cât? 350 supra 100. Și de aici rezultă, fiind numitorii egal, rezultă că 7x este egal cu 350. De unde x rezultă că este egal cu cine? 350. Rezultă că x este egal cu 350 așa. Împărțit la 5, la 7. 350 împărțit la 7 și egal cu 50. Terminat. Îți pare că e foarte simplu. Că nu faci altceva decât să scrii ca și înainte, dar nu mai știi cine este ăsta. Pui x, însă știi rezultatul. Rezultatul e 3,5. Și apare necunoscuta x acolo și află pe x. Hai să mai vedem încă un alt exemplu. 5% din un număr x egal cu 10. X egal cu cine? 5% din x egal cu 10. Cine este x-ul? 5 supra 100. 5 supra 100. Ori x egal cu 10. Ori și x egal cu 10. X egal cu 5 supra 100. Nu, 10 ori 100 supra 5. Dar tu pe care chestia asta? De unde zici 10 ori 100 supra x? Ai o formulă pe undeva, rețin tot și de aia zici 10 ori. Din clasă. Nu-mi place asta. Nu sunt încântat. Mecanic nu te ajută cu nimic. Că azi o știi și mâine uiți. Vrei să-ți dovedesc? Cum se transformă numărul periodic mixt? 3,22,15 în perioadă, în fracție ordinară. 3 întregi. Da. Și 215, da. Minus 215, minus 15, supra, minus 15, cum ai zis? 15, supra? Supra 900. Supra 900. Mergem și calculăm și când împărțim, trebuie să-mi dea 3,2 și 15 în perioadă. Dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, nu mai e da. E cam mai departe. Hai să lucrăm împreună. Egal cu 3 întregi, da. Și 200... 15 minus 15? 200. 200. Supra 900. Supra 900. Și egal mai departe cu... Păi introduc întregi. Da, da, se poate simplifica printr-o sută. Hai, scrie și tu, lucrează și tu, mergi mână-mână cu mine. Pur semn de întrebare, că nu știu dacă am făcut bine aici. Sunt egal cu 3 întregi. Simplifica prin sută. Și 9 ori 3, 27. Și cu 2? 29. 29 supra 9. Hai să împărțim pe 29 la 9 și să ne dea exact așa ceva. O să fac împărțire aici undeva. Și zic 29. Împărțit. 29 împărțit la 9 egal cu? 3 ori. 3 ori 9, 27. Da. Rămâne rez 2. Da. Punem virgula. Da. Și adăugăm un 0. Încă 9 în 20. Da. De 2 ori. Da. 2 ori 9, 18. Da, 18. Da, 2 ori 9, 18. Rămâne 2. Rămâne rez 2. Iar 0. Da. Și 2 în perioadă. Și 2 în perioadă. 2, da. E 3,2, nu e 3,2 și pe o perioadă. Ceva nu e regulă. Vezi? Nu, gata, am reușit. Înseamnă că nu e tehnica asta, ceva am uitat. Vezi ce înseamnă memorarea mecanică? Când nu te ajută. Fără înțelegerea fenomenului, nu poți face treaba. Aici când mi-ai dat tu că
așa, x egal cu 100 ori 10 supra 5, este că te-ai uitat acolo în caiet, ai formula aceea. Dar nu am formula, mi-am adus aminte din clasă după exerciții. Adică ne-a zis doamna. Da. Și noi, după am făcut exerciții și cât am lucrat, nu a intrat. Da, e reținut mecanic, dar n-ai înțeles fenomenul. Că dacă înțelegeai fenomenul, era limpede. Uite cum o înțeleg eu aici. Deci eu, dacă aș fi fost pus în situația ta, aș fi zis așa. Echivalent cu... Aici am de înmulțit. Da? Și da. Zic așa. 5. Cum să mulțesc două fracții? Eu nu discut. Eu știu să mulțesc două fracții. Zic așa. 5 ori x supra 100 egal cu 10. 10 supra 1, pot să spun așa, da? Pot spun 10 supra 1. 5 ori x supra 100 ori 100 egal cu 10 supra 1. Da. Nu ți-e clar. Nu ți-e clar și eu trebuie să insist. Te simt că stai pe deasupra. A. Trebuie să intri în apă ca să înțelegi. Deci trebuie să... Ce am făcut eu aici? Am mulțit, cum să mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. 5 ori x supra 100 ori 1. Da. Egal cu 10 supra 1. Adică fostul 10 a fost numitorul 1. Și într-o proporție, produsul numărătorilor, produsul mezurilor e egal cu produsul extrem. Adică ăsta ori ăsta e egal cu ăsta ori ăsta. Am mai făcut asta noi. Da, ce? Hai să vedem. Uite, 3 pe 2 e egal cu 6 pe 4. Că din fracția asta am mulțită cu 2. 2. Dar ce calitate au asta? 2 ori 6... Egal cu 3 ori 4. Egal cu 3 ori 4. Acest lucru este extraordinar într-o proporție. Produsul pe diagonală și cu ăsta e același lucru. Deci asta e echivalent, cum am spune, că 5x ori 1, egal 5x ori 1, egal cu 100 ori 10. Adică 5 ori x egal cu 100 ori 10, nu? Ai zis, am zis. 100 ori 10, da. Cât face 100 ori 10? 10.000. 100, 1000. 1000, da. 1000. 5 ori cât fac 1000? Acest x va însemna 1000 supra 5. 1000 împărțit la 5. Sau 1000 supra 5. Și care face cât? 5 în 10 de 2 ori? 200. 200. Tu rețin lumea care că x egal cu... Deci, x egal cu 100 ori 10 supra 5. 100 ori 10 supra 5. Mecanic. Dar ai înțeles că e matematică aici. Raționamentul este matematic. S-a ajuns aici x egal cu 100 ori 10. X egal cu 100 ori 10 supra 5. Datorită etapelor de la matematică. Nu de la... Eu vin profesoare să spun o definiție. De acolo x egal cu ăsta ori ăsta împărțit la asta. Că tu n-ai înțeles de ce. Tu ai înțeles că trebuie să faci ăsta ori ăsta împărțit la asta. Și cu asta... Azi ai învățat, asta mâine uitat. Dar dacă e pătrundeai în ce am făcut eu acum, așa am spus, e înmulțirea două fracții. Cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Asta e totdeauna. Veșnicie de acum, nu? Pentru toată lumea, așa se mulțesc două fracții. Lucru constatat și noi. Egalitatea două fracții. Păi, într-o egalitate de două fracții, adică într-o proporție, produsul ăstora egal cu produsul ăstora, da? Ei, și atunci am scris 5x ori 1 egal cu 100 ori 10. Și a apărut chestia asta, de unde x ăsta înseamnă dreapta pe 5. De la mulțire, 5 ori, cât să fac 10? 5 ori 2. Cum se găsește 2-ul? Este 10 împărțit la 5. Deci, asta este iarăși de la proba inversă a împărțirii, da? Și în felul ăsta am înțeles eu că x ăsta, la urma urmei, x ăsta este într-adevăr 100 ori 10, uite cum este la noi, 100 ori 10 supra 5. 100 ori 10 supra 5, dar nu mecanic. Nu mecanic, ci după ce îl înțeleg. Eu fac acest lucru, dragilor,
pentru ca să înțelegi că matematica nu înseamnă un set de formule. A spune acolo în capul tău formule, azi le înveți mâniuți, azi le înveți în mâniuți. Cum s-a întâmplat aici? Asta noi știm să facem. De-ai greșit ceva și nu mai dat acel răspuns. Să ne întoarcem la momentul respectiv și la proful online să găsesc explicate lucrurile astea în intimitate, atent. Atunci când am avut răbdare și am explicat de ce să faci așa. Am insistat la tine și am spus, scriem așa cum este, 3 întregi, 215, din care scădem neperioada pe 2. Nu pe perioada. Deci se scade tot grupul de cifre din fața perioadei. Tu ai scăzut perioada. Grav. S-a stricat tot. Supra atâția de al din 9. Câte cifre sunt în perioadă? Câte sunt în perioadă? 2 de 9. 9, 9. Ce și atâtea, de 0, atâtea cifre de 0, câte cifre sunt la partea neperiodică. O singură cifră. Ăsta era rezultatul. Cam eu dreptate, să vedem. Trebuie să se întâmple ceea ce am spus mai devreme, să ne dea exact atât. Și face câte game de parte cu 3 întregi. Și 213 supra 990. Și nu știu dacă se mai simplifică pe ceva. Ba da, 2 și cu 1, 3. Și cu 3, 6. 6 se împarte la 3. Da, da. 999 se împarte și la 3. A, că e 9. E 9 și cu 9, 18. 18 se împarte la 3. Că suma cifrelor trebuie să împarte la 3. Deci un număr se împarte exact la 3, când suma cifrelor sale se împarte la 3. Și la 9 la fel. Ăsta de aici s-ar împărți la 9, că 9 și cu 9 fac 18, care se împarte la 9. Dar din păcate sus aici numai 6, nu se mai împarte la 9. Că am fi încercat prin 9 deodată. Dar nu putem. Prin 3 o să încercăm atunci. Deci prin 3. Și va fi egal cu 3 în 3 și... Și... 3 în 21. De 7 ori. 71. 3 în 3. Da. 3 în 3. Odată. Odată. 71 supra... 3 în 9 de 3 ori. 330. 330. Și egal mai departe cu... 3 ori 330 plus 71, adică 990 plus 71. Ia vezi, 990 plus 71. 990 plus 71. Fac 1061, parcă ar fi. 1069 16. Ia vezi, adună-te, te rog. 1061. Supra 330. Hai să împărțim pe 1061. Să împărțim pe 1061. Împărțim la... 330. Și începem. 330 în 1061. De... Două ori... Merge de trei ori, că să faci 990. Da. Deci merge de 3 ori și faci 3 ori 0, 0, 3 ori 3, 9, 3 ori 3, 9. De 2 ori ar fi fost prea puțin. Rămâne o ales mai mare decât 330. 1, 9 din 16, 7, da. 9 din 9, nimic, și nimic. Am ajuns la pune virgula, adăugăm un 0, în 7, 310 de 2 ori. De 2 ori obligator. De 660. Da. 0. 6 din 11. 5. 6 de 6 din... Mai pun un 0. 500. În 500. Merge odată. Odată. 330. 0. Da. 3 din 10. 7, 3 din 4, 1, în 1700, adăugăm 0, în 1700 de 4... Merge de 5 ori chiar, că 5 ori 3 e 15. Fac 1500.
că 300 aici. Și de 5 ori fac 1500, aici am 1700. Ca 5 în 17. 5 în 17 merge de 5 ori, nu merge 6 ori, e prea mult. De 5 ori. Și bine, 5 ori 0, 0. Hai, hai să... 5 ori 0, 0, 5 ori 3, 15. 5 ori 5 ori 3, 15 și cum șase. Așa. 0, 5, da. 1, nimic. 5, nu, nu mai este nimic, ce 1? Că 6 din 6. Am împrumutat-o, da. Sigur că da. În 500. Da, în 500. Au mai fost 500? Da. Și-a mers o dată și-a dat peste 1 și atunci punem un pic de perioade. 3,2 15 în perioadă. Asta am avut? Da. Vezi? Asta înseamnă. Dacă învățăm matematica, nu ca prin un set de formule, ci să o înțelegem, avem șansă să progresăm. Dacă mecanic înregistrăm, nimic nu facem. Ce ar fi fost când am făcut înmulțirea a două fracții să spun mulțirea a două fracții face așa, numărătorii 3, numitorii 3. Nu, eu am insistat acolo până am ajuns la concluzia asta și până am constatat asta. Cum se adună două fracții? S-a dus mai întâi la aceeași viitor să fac nu știu ce, nu știu cum. Definiții. Păi nu, dragilor, nu cu definiții. Asta e grav, foarte grav. Începem cu definiții, zăpăcim copiii, îi șablonizăm, îi formăm o gândire șablonizată. Azi învață definiția, mâine uitat-o și cu asta basta. Am fost și rămân un adversar înverșunat a părții acestea de forme acestea de prezentare matematice. Manualul ăsta chiar nu-mi place. Chiar nu-mi place cum e dat. Atâta vreme cât e dat cu definiții, nu știu ce, nu știu cum, și pe unul vine cu niște exemple, este tot mai invers. Am avut totdeauna o revoltă. Am fost revoltat pentru forma asta de prezentare a matematicii. Ajungem la partea teoretică după niște exemple, facem așa niște lucruri ușor, ușor. Copilul să înțeleagă utilitatea informației. El pleacă de la partea practică. Se întâlnește în viața de toate zilele. Să simtă că merită achiziția asta. Că dacă tot ce faci acum la școală, tu pur și simplu te duci și învăți astea că trebuie să trec clasa, că mă ascultă profesoara și trebuie să iau notă de trecere și așa mai departe. Dar nu înțelegi că sunt utile astea. Tu nu înțelegi acest lucru. Și dacă nu înțelegi că sunt utile, e totul mecanic. Dar nu te cert pe tine. Eu cert pe profesorul care are metoda asta de prezentare. Foarte aspru. Așa și profesorul la clasă ți-a făcut. S-a luat după felul în care a fost manualul ăsta, ți-a dat definițiile, a făcut niște exemple și treci și bine să dă tema acasă. Dar l-am copiat de acolo. L-ați copiat voi, eventual, da. Nu? Mai grav. Înțeleg că asta am auzit și eu, dar nu mă-mi chipă că e chiar așa. Deci scrieți partea teoretică. Conspectați sau nu știu ce să zic așa. Nu, a zis să transcriem ce scriem chiar. Am înțeles. Acum este... No comment. Deci scrieți partea teoretică. Asta se întâmplă în școala asta românească. Scrieți partea teoretică, eventual și de exemple de acolo, sau fără exemple, mai ții cu roșu și câteva chestiuni, definiții acolo. Exemplele au făcut poate pe cele sau altele, și hai să facem tema. Da. Hai să ne întoarcem la noastră, Nicoleta. Deci până, mai încă o dată, cum se află un procent dintr-un număr? Înseamnă fracția aceea să o mulțești cu numărul respectiv și găsești și faci calcul. Și să mulțești două fracții, care e problema? Acum, pe dos, invers, îți dau cât reprezintă procentul din număr și te întreb, care e numărul acela? Da? Deci, hai să mai vedem încă o dată. Să aflăm 7% din 30. Echivalent. Din 30? Da. Echivalent cu 7 supra 100. Da. 30. Ori 30. 100 cu 30 se simplifică prin 10. Prin 10. Și este egal cu... 7 supra 10 ori 3. 7 supra 10 ori 3, da. Scrie deodată zi. Egal, 7 ori 3, 21.
Hai că doar să mulțumesc, mă arătăm între ei, că știm la asta la fracții. 7 ori 3, 21. 21 supra 10. Supra 10, care înseamnă cât? 21 supra 10, care înseamnă 210. Nu, 2,1. Da. Păi, fii atent, practic, ai, pe 20, ai 21 de lei și îi împarți la 10 oameni. Îi dai 210 lei? Vezi cât e de aberant. Este strigător la cer. Ai 21 de lei, să dai la 10 oameni, 2 lei și ceva le dai, na, că nu mai mult. 2 lei și 10 bani. Deci 2,10. Da? 2,1. Acum ce problemă rezolvăm? Invers. 7% din X, nu știi din cine, e egal cu 2,1. Cine este? X egal cu cine? 30. Sigur că da. Se vede, X egal cu 30. Dar să facem calculul. Zicem, 7 supra 100 ori X egal cu 2,1. Echivalent. Echivalent cu 7 supra 100. 7X. 7 ori X. Că așa se mulțesc, nu? Da. 7X supra 100. Egal cu 21 supra 10. Încerc să lucrez. Am transformat. Da. 20, numărul ăsta decimală, fracție ordinară. Și cum n-ai același unitor, mai mulțești cu 10, 10 și de parcă ai spune... Este egal cu 7x supra 100, egal cu 210 supra 100. Și acum, este egal cu 7x ori... De acolo, echivalent, de acolo, echivalent, ca spune că 7 ori x egal cu 210, da? Că numitorii sunt egale. Da. 7x egal cu 210. Deci x egal cu... X. Egal cu cât? 210 împărțit la 7. Sigur că da, 210 împărțit la 7. Și face 30. 7 ori 21 ori 3 ori 0 ori 2 și fac 30. Da. Terminat exercițiul. Dar e matematică, nu mecanic. Că tu spune așa, x egal cu 21 ori 100 supra 7. Că așa mi spune, nu? X egal cu 2,1%. Uite, X de aici rezultă că X egal cu 2,1 ori 100 împărțit la 7. Egal cu 2,1% înseamnă 210, că așa se mulțește cu 100. Virgula se pune la dreapta peste câte 0 ori? Cu, nu, peste 2 de data asta. 2,1 și încă 0, 210 supra 7. 210 părți la 7 egal cu 30. Ce nu mai trebuie. Dar asta scrisă, e și mecanic. Asta e durerea mea. Deci era scrisă mecanic, nu înțelesez fenomenul. Eu uite că am ajuns și eu tot așa, tot a trezit. Dar eu cum am zis, înmulțesc cele două fracții. 7x supra, egal cu 21 supra 10, că am mai transformat. Dura mai mult. A durat mai mult, dar am înțeles. Da? Nicoleta, am înțeles. Matematica am înțeles de ce. Din coace când ai reținut asta, peste două zile, dacă nu mai faci găsitul ăsta, uiți formula asta. Sau inversez. Sau faci o greșeală, inversez sau nu mai amintesc ce să fac. Așa dacă faci, fiindcă faci în virtutea noțiunilor deja știute de tine, nu ca pe un lucru mecanic, nu mai greșești. Mai înțelegi ce spun eu acum? Da. Da? Deci așa trebuie să... Tu trebuie să începi să pricep că la matematică nu trebuie să memorate. Eu n-am memorat niciodată nimic. Nici o formulă nu am memorat-o. Eu totul știu cum curg. Am descoperit cum curg formule unele din altele, încât înțeleg lucrurile în intimitatea lor și așa și le spun. Nu, definiții. De ce copiii de fug de matematică, Nicoleta? Ei sunt înnebuniți. Atâtea formule înveți, atâtea definiții și cum să le ții minte pe toate? N-ai cum. Și atunci nu îți rămâne decât o singură. Le înveți azi, le uiți mâine. Le înveți azi, le uiți mâine. Și de ce tot timpul sunt goluri în urmă? Pentru că tu nu ai înțeleasă toată structura asta a matematicii. Ci pur și simplu ai cărămis împrăștiate așa în zidirea asta. Cărămizi care stau în aer, oricând îți pot pica peste picioare. Și asta e problema.
Nu-mi place deloc cum e prezentat în manual. Deloc nu-mi place. Și din păcate mai toate manualele așa fac. Parte teoretică, treci cu exercitare, dă-i și chinuie pe copil. Toate lecțiile mele, dragilor, au acest mod de prezentare. Deci prof online n-am suportat niciodată. Mergeam pe la inspecții și când vedeam la profesorii, colegii mei care prezentau acolo lucrurile acestea așa de urât, mă întristam. Mă întristam foarte tare. Că în timp ce el preda, eu eram inspector, stăteam acolo în bancă. În timp ce el preda și învăța selecția aceea cu virgulă cu tot. Deci cu... așa. Și punea ca pe o poezie. Toți copiii se uitau, parcă erau loviți de potcoava calului, așa. Nu, nimic nu înțelegeau și doar desenau și ei scriau și ei lucrurile și ele definiți, dă-i, te chinuiai să scrii, că îți zicea repede. Așa. Și nu, nici măcar să scrii corect nu scriai, dar să înțelegi ceva din ce spune acolo. Nimic nu înțelegea. Și în finalul este acela că ne înțelegă dați, ne înțelegă mâine, sau tot adunat goluri și hai decât să fii trist, mai înțeles nimic. Deci, la 2, 3, parcă asta este. Da. Aflarea lui pe la sută dintr-un număr. Acum, aflarea numărului. Da? Numărului. X sau asta, când se cunoaște valoarea procentului. Valoarea procentului. Deci aflarea numărului, cine este numărul ăla X, când știu cât reprezintă, care e valoarea procentului din el. Cum am zis noi mai înainte, valoarea procentului este atât. Care e numărul? E tocmai problema inversă. Cred că am făcut cum se face. Deci e vorba de a spune P supra 100 din X egal cu 100 din X egal cu P supra 100 ori X. Da. Egal cu cu o valoare, cum zicem noi. Egal cu A. A cunoscut. Ți se dă. Da? Egal cu A? Dat. Cu leșitul dat. Atunci echivalentul a spune P supra 100 ori X. Facem calcul matematic. Ia la matematic. Egal cu A. Echivalentul a spune că P ori X supra 100 egal cu A supra 1. Echivalent cu din ce știm produsul mediilor cu produsul extremilor. Echivalent cu P ori X egal cu A ori egal cu A ori 100, nu? Da. Adică P ori X egal cu 100A. Așa vine A ori 100 sau 100A. De unde scoatem pe X, de aici rezultă că X egal cu 100A supra B. Termină problema. Dar nu formula să o ții minte niciodată. Nici un habar n-ai de ea. Să ne ții tehnica. Asta. Că P supra 100 ori X egal cu ce îți dă ca rezultat. Acum treci pe baza mulțesc două fracții, fac, dreg. Nu formula asta. E lungă. Nu, dar n-are rost că uiți. Deci eu n-aș face eu niciodată. Nu rețin, n-am treabă cu așa ceva. Și trebuie să știu, trebuie să mulțesc două fracții, să fac așa, să duc două fracții aceași numitor. Astea sunt lucrurile. Dar să le știu. De aia nu vreau eu să mai învăț ceva în plus. Vreau să mă bazez pe cei ce știu. Da? Asta este esențiala matematică. Și acum să vedem dacă se înregistrează aici. Se înregistrează și cât mai am eu aici? 54 de minute și 34 secunde. O oră mai am atât. Asta e. Am făcut azi un filmuleț, trebuie să-l vezi.
Nicoleta la Albini. Fain de tot. Am explicat este acolo. Este pus pe... Nu, e făcut astăzi. Și am fost, să... am fost la Stupină și am făcut un filmuleț pentru copii de clasa de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, de la 4 ani în sus. Am învățat să numărăm, am numărat albinuțile moarte, care au murit peste iarnă. Un film, o să-ți placă foarte tare. Am scris acolo, m-am înțepat cu albinuța, am prins-o din zbor și am pus-o cu un țeapă, să de văzut copiii acolo. Vezi și tu, copiii de la 4 ani încolo pot să văd. I-am promis nepoțele mele că voi face un filmuleț de la Stupină. Asta din America, că ea n-a fost niciodată la Stupină, cealaltă din România, Maria, a fost la Stupină. Și când vorbesc cu ea despre albinuțe, știi, Bubu cu albinele, așa îmi spune Bubu cu albinele, că albinele fac miere și nu știu ce, că a fost ea acolo când scotea miere și curgea mierea la centrifugă, e clar asta. Cealaltă în America nu a fost, a fost în România, dar n-a fost niciodată la Stupină. Era prea mică, avea 2 ani short când a venit. Și acum când am fost în state, mi-a spus, zice, să-mi faci și mie un film, să văd și eu cum înțeapă albina. Să te văd pe tine cu dințeapă albina acolo, cum așa. Și a trebuit să fac filmulețul, așa i-am promis. Asta i l-am făcut. În seara asta îl pun pe internet. Așa că de mâine îl poți vedea și tu. Să ne întoarcem la ale noastre. Deci, aflarea lui pe la sută dintr-un număr. Aflarea numărului când cunoaștem procentul. Mai este aici calculul raportului procentual. Calculul raportului procentual. Nu știu, nu înțeleg nimic. Calculul raportului procentual. Scrieți raportul 7/25 sub forma unui raport procentual. Păi tu știu ce înseamnă raport procentual. Ce am spus în prima parte? Ce înseamnă raportul procentual? Pe supra 100. Să scriu o fracție ca fiind... Asta era. Deci să scriu o fracție dată. Bun, 3/5. 3 supra 5. Care este un raport. Este o fracție. Ca să o scriu pe ea ca un raport procentual, trebuie să aibă numitorul 100. Că orice raport procentual înseamnă cu numitorul 100. Înseamnă pe fracția asta să o aduc într-una echivalentă care să aibă la numitor... Ce să aibă la numitor? 100. Cu cât să amplific eu ca să fie 100 aici? Am numai 5. 20. Cu 20. Împulțesc tot cu 20, vine. Egal cu? 60. 60 supra 100. Și atunci 3 supra 5 egal cu, deci rezultă de aici, că 3 supra 5 înseamnă 60%. Asta era. Înseamnă 60/100. Dar 60/100 înseamnă 60%. Am scris fracția asta ca un raport procentual. Fără să știu ce înseamnă raport procentual, n-aveam cum să scriu. Deci orice număr rațional, orice fracție, să scrie ca un raport procentual, căutând să avem numitorul cât? 100. Asta e povestea. Nimic. Deosebit. Dar cum îl scriu pe 3 supra 7 ca un raport procentual? Păi aducem la numitorul 100. Deci egal cu? Egal cu... Trebuie să fii cu numitorul 100. Și cum să fac eu aici? Neapărat să fii cu numitorul 100. E atât, raport procentual numai cu numitorul 100. De 7. De 7. Cu cât amplific eu fracția asta ca să fie 100? Nu am nicio variantă. Nu-mi dau seama. Nici eu nu-mi dau seama, dar ce facem acum? Trebuie să găsim o idee.
Că e faină de tot. Abia poate să ne mâncăm într-o încurcătură. Iată că avem șansă că s-a început și muzica. Intrăm la discotec. Sper să nu se aude prea tare, să-mi dea drum mai tare la muzică. Dacă nu, trebuie să închidem. Băi, uite ce trebuie să fac aici. Eu pot să spun că este egal asta cu... Trebuie să găsesc o idee. Deci 3 supra 7, care nu mai poate fi adus ușor la varianta asta de mai sus, pot să scriu așa că este egal cu 3 supra 7 supra 1. Adică este o altă fracție care are numitorul 1. E 3 supra 7 supra 1. Că să vedem cum să împar două fracții. Mulțim prima cu a doua inversată. Și inversul lui 1 e 1. Deci rămân tot 3 pe 7. Deci e bine scris asta? 3 pe 7 egal cu 3 pe 7 pe 1? Da, da. Încă o dată. Deci 3 supra 7 poate fi văzut de noi ca fiind 3 supra 7 supra 1. Ca fracția asta. Și la 1 aici pot să folosesc 100. Aaa, și... Ca să-mi organizez eu numitorul 100, că nu e așa. Da? Da. Și mulțumesc că acum și sus jos cu 100 și va fi egal cu 100 ori 3 pe 7 supra 100. Și acum să mulțumesc aici, nu o să las așa. Cum să mulțumesc două fracții? Păi adăugăm numitorul 1. Și numărătorii 3 și numitorii 3. Da, 300 supra 7. 300 supra 7 supra 100. Ăsta e raportul procentual. Deci, 3 supra 7 înseamnă, deci 3 supra 7 este egal cu 300 supra 7 la 100. 300 supra 7 la 100. Un raport procentual. Am scris-o. Adică cum s-a obținut asta? E ca și cum ar spune 3 supra 7 ori 100 supra 100. 100 supra 100 face 1. Da. Și 3 pe 7 ori 100, înseamnă 307 la 100. Că am pus numitorul ăsta. Dar în loc să te obosești pe tine cu chestia asta, am făcut mai pe înțelesul nostru. Fracția 3 pe 7 poate fi văzută ca fiind 3 pe 7 pe 1. Și am amplificat-o, că știu să de când am, da. Din momentul ăsta am șanse să fac, nu să amplific 100 că am eu nevoie. Și a apărut 100 ori 3 pe 7 supra 100 și știu cum se mărește. Și a apărut procentul, P-ul acela. Procentul este numărătorul. Deci, 3 pe 7 înseamnă 307, 300 supra 7 la 100. Termină problema. Deci câte probleme sunt importante la capitolul ăsta până acum? Să știu ce înseamnă raport procentual. Da. Raport procentual, adică e vorba de... P supra 100. P supra 100. Adică e vorba de faptul că întregul acela se împarte într-o 100 și noi îl luăm, nu? Cât indică P. Cât indică P-ul. Numărător. Da. Raport procentual. Raport procentual este raportul care are numitorul totdeauna 100. Totdeauna 100. Am mers mai departe și am aflat... Procentul dintr-un număr, se cunoșteam numărul și am aflat procentul, am mulțit numărul respectiv cu fracția aceea procentuală și am găsit. O altă problemă a fost să aflăm numărul când cunoaștem valoarea procentului. Da? Valoarea procentului. Și o altă treabă este asta cu raportul procentual. Cum să scriu o fracție ca un raport procentual? Deci cum să scriu o fracție ca sub formă de raport procentual? Dacă sesizez posibilitatea să ajung la 100, cum am avut aici 5, am mulțit cu 20, e foarte simplu. Dacă nu, faci manevra asta și iarăși te descurci. Supra 1, mulțești cu 100 și sus și jos și e simplu. Bun. Creșteri și scăderi cu P la 100. Deci altă problemă ar fi creșteri și scăderi cu P la 100.
creșteri și scăderi cu P la sută. Ai auzit vreodată de o chestie de asta? Deci s-a scumpit cu 30%. Da. La reduceri. Sau s-a redus cu 30%. Da? Că au crescut sau au scăzut. Cu atât, da? Faptul că au crescut cu 30% înseamnă că la prețul care era înainte s-au mai adăugat 30% din cât era ca preț. Deci, practic, dacă ne gândim că ar fi fost 100%, i-am mai adăugat noi acum la 100%, 30%. Încă 30%. Creștere 30%. Deci, practic, la creștere lui 100 îi se mai adaugă 30%, iar la scădere din 100 se scade 30%. Deci, dacă spunem că a crescut prețul cu atât, înseamnă că la 100 îi adăugăm P-ul acela, iar dacă a scăzut, scădem, da? Să înțelegem mai concret așa. Un obiect costă 10 lei. O să spunem, o cămașă. O cămașă costă, cât se costă? 50 de lei, nu? Cămașă costă 50 de lei. Datorită faptului că s-au pus taxe, nu știu de care, nu știu ce, nu s-au întâmplat, ăsta... confecționerul respectiv, o trebuie să crească prețul cu 20%. Deci s-o scumpi motorina. S-o scumpi nu știu ce și atunci prețul trebuie să crească. Deci cu cât crește prețul, crește cu 20%. Cât costă în momentul de față cămașa? Din 100%. Da. Deci cum asta, cum așa costă 50 lei. Costă 50 lei. Da, din 100% îl scazi pe 50 și adun 20%. Dar nu trebuie să faci mecanic. Eu mă uit la tine și tu faci lucrurile acestea mecanic și asta nu-i bine. Deci, ia costă atât acum, 50 de lei. Datorită scumpirii materie prime, abar n-am ce acolo, ce materie prime, confecționerul respectiv a trebuit să ridice prețul cu 20%. Cât costă cam așa în momentul de față? Mai mult sau mai puțin? Mai mult de 50. Mult. Mai mult decât 50 de lei. Da. Să aflăm cât costă în clipa de față. Ar trebui să aflăm cu cât s-a scumpit. Adică ar trebui să aflăm... Cât e 20%? Din 50. Și noi nu știm să facem asta. Cum facem ca să aflăm 50% din... 50%. 20% din 50. Ori dintr-un număr. 20 supra 100 ori 50. Așa. Deci, cu cât s-a scumpit? Cu cât s-a scumpit? Cu cât s-a scumpit? Pentru chestia asta, zice 20 pe 100 ori 50 egal cu 100 cu 50 se simplifică prin 50 și mâine 2. 2 și la 50 1. 2 cu 10 se simplifică așa mâine 10 egal cu 10 lei, da? S-a scumpit cu 10 lei. Noul preț înseamnă, deci noul preț cât este nou preț? 50 plus 10 egal cu? 60. 60 lei. Deci, vezi, ăsta este nou preț.
O cămașă costă atât. Crește prețul cu atât. Cât s-a scumpit? Cu cât s-a scumpit? Am aflat că era la îndemâna noastră. Da, cu 10. Cu 10 lei. Și sigur, la vechiul preț, 50 am adunat 10. Acum să vedem ce manevră s-a făcut. Practic, la 100%, la cei 50 de lei care erau 100% la momentul respectiv, am adăugat încă 20. Deci, practic, lui 50 i-am adunat creșterea, 10 lei. Dar 10 lei ăsta au fost 20, nu? 20 supra 100 ori 50. Deci 20 supra 100 ori 50, nu? Asta mă, 20 supra 100 ori 50 mi-a dat 10 lei. Da. Și asta înseamnă egal mai departe, echivalent, cu a spune, egal, chiar așa merită, egal, să scoate 50 în factor și vine 50 pe lângă 1 plus 20 supra 100. 20 supra 100. Și egal mai departe, cum se adună două fracții? Se aduc la același numitor. Corect, amplificăm aici cu 100 și egal cu 50 ori 100 supra 100, dar deodată 100 plus 20. 120 supra 100. Și egal mai departe cu? Și egal cu 50 ori 120. 50 ori 120, corect. 120 supra 100. Supra 100, care este egal cu 5 cu 100 se simplifică și face 2. 20, nu? Da, 5 cu 100 simplifică. Da. Și printr-un 10 sau prin 20 deodată cu 120? Da, nu trebuia să... Adică 50 ori 50 ori 100. A, 50, am scris eu greșit. 50, foarte bine. 50 ori 100. Ei, asta pentru chestia asta, fiindcă ai fost atentă de data asta, dacă aș fi fost la clasă, ți-aș fi dat un 8. Meritam o notă. Da. Pentru că ai fost atentă. Asta este esențial. În timpul lecției, dacă ești conectată, poți să observi și asta. Eu am pus aici numai 50, era grav. Și atunci cât a rămas aici? Mai 2. Da, 2. 2. 2 cu 120 simplifică și face aici 2 în 12. De 6 ori. 60. Excelent. Excelent. Deci, încerc să descoper formula din exemplul ăsta practic. Deci, noi cum am gândit? Cu informațiile care le aveam până în momentul respectiv, fiindcă a crescut cu 20%, am aflat cât reprezintă 20% din 50, o reprezenta 10, și la 50 am mai pus creșterea. I-am pus 10 lei ăla. Dar acum am vrut să traducem. La 50 am pus 10, nu? 50 plus 10. Da, 10 înseamnă 20 plus 100 ori 50. Și 50 fiind și colo și colo, am scos în factor comun. Și a fost 50 pe lângă 1, a rămas 1 de aici, plus 20 pe 100. Da, am făcut... Au dus la aceeași numitor, lucru practic, făcut de noi. Am dus la aceeași numitor. Am făcut calculul care s-a făcut și esențial lucru că am ajuns la același rezultat. Lucru foarte important. Dar acum am să rețin doar așa de aici. Că 50-ul, vechiul preț, s-a mulțit cu 100 plus 20. Creșterea. Da. 100, 100 plus creșterea de 20 supra 100. 100. Aici este esențial. Ăsta ar trebui reținut. Dar nu mecanic. Nu mecanic. Deci pentru a vedea o creștere, înseamnă că la 100 se adaugă creșterea procentuală, creșterea adică pe 100 ori cât a crescut. 100 plus cât a crescut, supra 100. Da. Și înmulți cu cât era prețul vechi. Deci prețul vechi era atât. Da, prețul vechi. L-am înmulțit cu 100 plus P, plus P-ul, creșterea, supra 100.
Dar dacă mecanic și el ce spune aici? Dacă nu, vine să plec în America din nou. Da. Zice așa. Dacă un număr crește cu P la 100, noul număr este 100 plus P la 100. E, fii atent, eu scriu asta, că trebuie scrisă. Trebuie scrisă că pare tâmpenia cea mai mare cu putință. Ce să înțeleagă bietul elev de aici? Dacă un număr crește, deci X crește cu P la 100, X crește cu P la 100, noul număr, noul număr este 100 plus P, 100 plus P la 100. Dragilor, spuneți voi ce ați înțeles. 100 plus P la 100. N-am înțeles nimic aici. Absolut nimic. Deci dacă un număr X crește cu P la 100, noul număr este 100 plus P la 100. Tu ce ai înțeles în părerea ta? Păi am înțeles-o ca judecată mai înainte. Deci acum pare să înțelegi de ce e 100 plus P-ul ăsta. Și la 100, că se împarte la 100, dar trebuia să mulțim cu X-ul ăsta. El nu mai are aici. Dacă un număr crește cu P la 100, noul număr este 100 plus P la 100. Da. Nu. Nu-mi place deloc. Noi am mulțit cu 50-ul ăsta, nu? Cu cât costa în prima, înainte de a se... Cât era prețul înainte. Da. Și l-am mulțit cu 100 plus creșterea la 100. La 100, adică supra 100. Deci, odată că este greșit, și alte chestii, ca și exprimare, greu, foarte, foarte greu de priceput, dar cea mai gravă chestie este asta, că nu s-a înțeles, deci s-a dat 100 plus pe acela. Da? În limbajul lui, fost 100%, dinainte a crescut cu P la 100. Deci la 100% s-a dat creșterea asta. Cum am adunat noi la 50 de lei, care era valoarea la momentul respectiv, 100% era ăsta, da. S-a adăugat 10 lei, care înseamnă pe 100 din el. Da, e peste mână. Dar hai să învățăm noi așa. Că se mulțește prețul vechi cu 100 plus 20 se parte la 100. Dacă vrei să reții mecanic. Dacă nu, cel mai bine este așa cum am făcut noi. Dom'le, dacă eu știu prețul vechi, știu cu cât au crescut, știu să aflu asta. Mulțesc numărul acela cu 20 supra 100, nu? Că știu asta, ca să aflu cât, cât reprezintă creșterea respectivă. Și constat că de fapt aflu procentajul dintr-un număr. Procentajul dintr-un număr, din 50. Și văd că 10. Și atunci 10 pun la prețul vechi. Dacă ar fi scăzut, scad din 50 valoarea respectivă. Deci, nu trebuie să faci eforturi. Eu n-aș fi de acord să rețin nicio formulă aici. Pur și simplu, nimic. Că știi tu, prin cunoștințele anterioare, să faci așa. Știi să afli procentajul dintr-un număr. Da? Să știi să afli procentajul dintr-un număr. Păi, dacă o crescut, adaugi la numărul respectiv valoarea asta, iar dacă o scăzut, scazi din asta. Și terminat. Nu e bine așa? Da. Adică să rețin. Mai simplu. Formulă, peste formulă și te amețești și nu știu ce. Așa că eu te invit acum să facem încă o dată o recapitulare a părții teoretice. După aceea ne ducem la ieșiți și ne jucăm la ieșiți, dacă înțeles partea asta. Dar fără așa ceva n-aveam cum să ne apucăm de teamă. Să recapitulăm. A vorbi de raport procentual
înseamnă un raport la care numitorul să fie 100. Scurt. Asta e raport procentual. Prima problemă. Aflarea valorii procentuale dintr-un număr. Și ți se dă numărul și spui 3% din ăsta cât reprezintă? Simplu. 100 mulțit cu numărul respectiv. Da. Și ai terminat. Invers. Știi cât e 3% dintr-un număr? Știi cât e valoarea? Află tu numărul. Ei, scrii 3 supra 100 ori x egal cu ce-mi dai tu și eu aflu pe x de acolo. Prin calcul matematic aflu pe x. Aduc la aceeași numitor sau fac fracțiile să fie egale sau plusul mijlocul extreme și de acolo aflu pe x. Pe urmă, aflarea fracții, reprezentarea unui număr ca un raport procentual. Ca să fie ca o fracție cu numitor 100. E, dacă ai șanse să te uiți la numitor, să vezi dacă te poți apropia mulțind, amplificând fracția cu ceva ca să duci la 100, e bine. Dacă nu... Păi fracția totul supra... Supra 1 și mulțești cu 100 da. Și te-ai dus descurcat, nu? Foarte rapid. Și ultima problemă asta, cu cât crește să descrește un număr, știm că el a crescut cu un raport pe la 100 sau a scăzut cu un raport pe la 100. Foarte simplu. Afle cât reprezintă pe la 100 din număr respectiv, știi să afle, da. Și dacă a crescut, adaugi la numărul respectiv, dacă a scăzut, foarte, foarte clar. Aceste lucruri fiind unele limbi clare și cât se poate de bine înțelese, înseamnă că putem să ne apucăm de temă. Și acum ne apucăm de temă. Dragilor, ce am făcut din nou în seara asta, am făcut lucru pe manual, am încercat să înțelegem chestiunile teoretice dintr-o altă perspectivă. Și să eliminăm cât pe cât a fost posibil toată... Păi, începe distracția, nu? Toată partea asta de teorie abstractă, jos este. Bubuie, da? Jos. Așa. Oprim și noi aici înregistrarea și o să continuăm tema fără înregistrare, pentru că poate ne descurcăm fără chiar dacă ești cei de jos au o distracție, e ziua lui, mi-a și spus că e ziua lui astăzi, un tânăr, și atunci n-am fost decât de acord să suportăm asta, că ziua unuia nu e decât o singură dată pe an. Da. Așa. Așa i-am zis la mulți ani și să ne oprim și noi și să spunem că vom continua tema după ce am pus partea teoretică. Deci acum nu facem decât aplicații și totul o să fie foarte ușor. La revedere, dragilor!